Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cetățean European. Iată că astăzi dezbatem un caz care pe noi ne-a impresionat foarte mult și când spun noi, mă refer la Asociația Uniunea Femeilor din Gorj, care, așa cum știți, încearcă să ajute pe cât posibil cazurile sociale pe care noi le identificăm. Alături de mine astăzi se află colega mea Loredana Pupăzan din cadrul Asociației Uniunea Femeilor din Gorj, dar și domnul Petre Tănăsescu, din orașul Târgu Cărbunești. Acesta trece printr-o perioadă extrem de dificilă alături de familia sa, în ideea că soția dumnealui este extrem de bolnavă. De asemenea, domnul Tănăsescu suferă de o afecțiune care i-ar putea pune în pericol viața, iar fetița acestora are nevoie de sprijinul nostru. Bine v-am găsit în cadrul emisiunii noastre. Aș vrea să începem puțin prin a ne prezenta cazul dumneavoastră, pentru că ulterior, în a doua parte a emisiunii, vom discuta și cu un reprezentant din cadrul primăriei Târgu Cărbunești pentru a afla exact situația dumneavoastră socială. Așa, înainte de a începe, să vă precizez faptul că realizăm acest demers în ideea că dumneavoastră, cei de acasă, ați putea să oferiți un mic ajutor pentru această familie greu încercată. Spuneți-ne, vă rog, despre ce este vorba. Colegele mele au fost chiar săptămâna trecută la dumneavoastră acasă pentru a vedea exact în ce condiții locuiți și care este situația socială. Păi, situația socială este că la ora actuală nu este ca și venit în casă decât pensia soției și alocația fiicei mele. Eu, neavând niciun venit, am probleme de sănătate mai grave, deci am obezitate morbidă, am insuficiență cardiacă, probleme renale și mult mai multe. Și asta e situația. Am avut probleme la cu fetița când s-a născut, de mi s-a rupt clavicula și traumatins la ochi. După aceea, la un an și trei luni ai fetiței, am avut soția operată la domnul profesor Copotoiu la Târgu Mureș de noduli limfatici și atunci la biopsie mi-a venit care boala Hodgkin, înțelegeți, scleroza nodulară clasică. Și asta este. E o situație în care eu a trebuit să plec. Am fost până în mai anul acesta plecat, pentru că nu aveam cu ce... Unde anume ați fost plecat? Am fost și am lucrat la un abator în Olanda, la o firmă, până pe 27 de mai când am venit acasă. De acolo zicând că mă bagă în șomaj, dar până acum n-am luat niciun bani indemnizație, că asta este. Nu, ori nu ne-au plătit dările, ori... Nici în străinătate lucrurile n-au fost atât, deci, de bune, pentru că și acolo s-a intervenit, adică ați avut... Am fost și acolo internat în spital, că am căzut la lucru în timpul lucrului. Am fost internat în spitalul catolic Sfântul Antonio din Cleve, din Germania, că eram cazat la câțiva kilometri de acel oraș. Și asta e, ce să vă mai spun mai mult. Loredana, tu ai fost alături de colegele noastre acolo la domiciliul domnului Tănăsescu. Spune-ne, te rog, ce ați putut observa din ce, în momentul în care ați mers la locul acesta? Greu de descris, pentru că din toate punctele de vedere este greu, și anume atât situația materială a familiei, cât și situația de sănătate. Practic, dânsii au toată familia, adică cei trei membri, tată, mamă și copil, sunt bolnavi și nu de o boli ușoare, boli care au nevoie de sprijinul tuturor, al nostru, al tuturor. Pe lângă faptul că acea casă este compusă din două camere și o anexă, anexă este mult spus, nu este nici racordată la toate utilitățile, mobilierul, deci vreau să spun că trăiesc în condițiile în care Precare. Am solicitat sprijinul și primăriei orașului Cărbunești. Aș vrea să-i mulțumesc domnului primar Birău Dănuț pentru tot sprijinul pe această perioadă, și anume ne-a confirmat
necesitatea banilor și nu numai, pentru că domnul Petre are nevoie pe termen, adică la data de 26. Am înțeles că dumneavoastră sunteți programat la un medic, pe care n-aș vrea să-i dăm numele, unde să scoată să poată să iese la pensie pe acea pensie socială, minimă, de 800 de lei. Problema dânsului este că nu este asigurat. Neavând venituri, nu este asigurat. Aceasta îngreunează un pic toată procedura asta, pentru că o să trebuiască să ducem niște documente medicale de la trei medii specialiști, oftalmolog, urolog și cardiolog, pe această cale, dacă sunt medici care vor să-l ajute pe dânsul în vederea emiterii unui referat sau, eu știu, din documente medicale care să-i justifice practic boala pe care dânsul o are. Boli existente. Boli existente, pentru că dânsul are și documente, dar sunt un pic, cred că din 2017-2018. Da, și inclusiv pe anul ăsta, 2020, din Germania, parcă. Și de aici, din România, că am fost luat de către ambulanță. Am mers la spital, dar fiind mai supraponderal, au zis că este o problemă cu acest COVID. Și nu, deci nu am putut rămâne niciodată internat în spital. Făcând tensiune foarte mare, 17, 18. Și n-am avut... Cum spunea și dânsul, veniturile sunt insuficiente. Alocația de stat știm foarte bine că este o sumă infimă. Pensia doamnei este tot la fel foarte mică. Practic se gospodăresc din ceea ce au. Am solicitat sprijinul asistenței sociale, unde am primit informația că aceștia au mai fost, adică sunt în baza... Da, și eu vreau să-i mulțumesc domnului primar Birău Dănuț că am mai apelat la dumnealui în nenumărate rânduri și chiar ne-au ajutat cu tot ceea ce a fost așa, decât ce s-a putut de către dumnealui, de către instituție, vreau să vă spun. Deci, practic, noi demarăm această procedură pentru a-i ajuta pe dânsul în vederea obținerii pensiei pentru tatăl, pentru a avea un venit stabil, după cum spuneam, dragă Andreea, cândva, că preluăm aceste cazuri și încercăm să le ajutăm pe termen lung și nu pe termen scurt. Am putea să strângem o sumă, bine, lucrul acesta se și întâmplă, dar pentru a reabilita imobilul în care aceștia locuiesc, pentru că fetița are nevoie, este o fetiță extraordinar de frumoasă. M-a uimit. Am văzut și eu fotografiile. În momentul în care am intrat în curte, am fost foarte supărată. Zic, Doamne, nu se poate să mai trăiască în România astfel de, să fie astfel de case. Și când am intrat în casă și am văzut fetița, Doamne Dumnezeule, de o cumințenie și o frumusețe. Și mama, la un moment dat, începând să ne povestească situația dânsei, a început să plângă. S-a ridicat din pat, a fugit la mamă, a încercat să îmbuneze situația, după care a fugit repede și la tată. Deci afecțiunea în familie este prezentă indiferent de condițiile. Chiar și pe pagina Asociației Uniunea Femeilor din Goș, președintele nostru, doamna Simona Rădoi, a scris acolo câteva rânduri despre acest caz, despre familia despre care vă vorbeam. Și chiar este acolo menționat contul asociației noastre pentru persoanele care doresc să doneze, pot intra pe contul asociației, pot intra pe pagina asociației, de unde pot să-și noteze contul și, bineînțeles, să doneze pentru a ajuta această familie. Așa cum spuneai și tu, Loredana, cred că este necesar pe termen lung să ajutăm această familie, întrucât fetița acestora are nevoie de sprijin să își dezvolte cumva un viitor armonios, da? Să poată să aibă cele mai bune condiții atât în familie cât și ulterior să meargă la școală, să beneficieze de educație. Fetița merge la școală, este la o formă de învățământ? Prediță. Problema este că ea a rămas cu niște mici sechele, deci trebuie mult mai multă atenție la ea, că la orice căzătură, la orice problemă, își întoarce foarte repede. Deci când forțează în claviculă, anul ăsta de două ori a mers cu ea la urgență și a întors coatele. Știți, își face... I se administrează tratament ei? Nu, niciun tratament, deci așa energică e. Dar cum să vă zic, a rămas așa, cred că cu... Vizual, dacă o vedem, avem cu toți impresia că este un copil clinic sănătos. Dar din documentele medicale... E un pic mai plinuță ca mine. Din documentele medicale reiese că fata este... Bun, deci practic istoricul medical face ca ea să fie predispusă la anumite probleme de sănătate și
afecțiuni. Așa cum spuneam, în a doua parte a emisiunii o să avem și un reprezentant din cadrul primăriei Târgu Cărbunești, pentru că ne dorim, cum spunea și colega mea Loredana, să vă ajutăm și pe termen lung. Ați putea chiar și dumneavoastră să faceți un apel către oamenii care ne urmăresc, adică să le spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre familie și practic să le solicitați să vă ajute, să vă sprijine pentru a reuși să vă renovați casa, pentru că este nevoie ca această locuință să fie renovată și de asemenea aveți nevoie pentru bani, întrucât soția înțeleg că beneficiază de, primește tratament. Costul presupun că este foarte mare în cazul dumneei. De asemenea, costurile pentru întreținere sunt foarte mari și banii sunt foarte puțini, așa cum spuneam. Pentru hrană, care știm foarte bine că... Da, vă dați seama că toate și vorba lui, când pun problema mersului la chimioterapie, să te duci într-o lună de 31 de zile cu ea la 14 la 14 zile, am prins luni în care am mers de trei ori. Unde mergeți? Am mers la Craiova, la Filantropia. Și vă dați seama, mergi cu microbuzul în prima fază. Dar după aceea, auto a treia să chemi pe cineva cu mașina care să... Și 200, 300 de lei, în funcție de cum găsești, că nu... Și din lipsa banilor ați mai făcut și în Târgu Jiu. Da. Asta este problema. Când trebuie să meargă acum la... Momentan, până în la sfârșitul februarie, începutul martie, o să mai fac niște analize, știți, doar că fiind pandemia asta, e mare problemă aici pe Torace, e un pic cam dificilă treaba cu, fiind, acum, știți, cazul. Acum apar mai multe probleme, pentru că doamna are și probleme hepatice. Are și un chis pe ficat. Are, da, asta, exact. Hepatice, are probleme cardiace, știm foarte bine că la aceea cură de citostatice se declanșează vindecă pe o parte și poate pe altă parte, da, celelalte organe cedează. Dentare, care acum au pus-o pur și simplu... Mi s-a retezat practic dinții în partea din față, retezați la nivelul gingii, ați văzut. Cu dureri, nimeni nu dorește ca să intervină pentru că... Așa, este foarte greu. Deci singura noastră speranță este să facem apel către oameni și să ne sprijine în continuare cum au făcut-o de obicei. Haideți să ajutăm tatăl să poată să iese la pensie ca să se stabilească un venit stabil și fetița să nu mai ducă lipsă de nimic și nu numai fetița, atât cât și tatăl, pentru că tatălui trebuie un regim. Degeaba spunem noi că suntem mari. Suntem mari, dar suntem și bolnavi. Regim, tratament, pentru că dânsul nu are tratament. Ia un tratament când și când. Da, sunt la o cură de nutriționist, dar vă dați seama, chiar nu-mi permit să pot să țin acest tratament sub nicio formă, pentru că și totul... Să știți că boala, cu cât zicem noi că ne ducem luna care vine, luna care vine, evoluează. Luna care vine, ea evoluează. Mai ales astfel de boli, ele sunt, cum spuneam, furișate, vin și pe furiș, vin și cum vin și dacă tot nu le ținem în frâu, ea evoluează. Și asta încercăm să facem, să ajutăm această familie și pentru boala dânșilor și pentru situația materială pe care o au. Ați socotit așa sau aveți idee cam care ar fi costul regimului pe care dumneavoastră trebuie să îl țineți? Nu știu ce să vă spun, că toate se ia la suta de grame. Cum, spre exemplu, cum iei și un cad de praga, iei curcan, un alimente iei, din astea da, necesare. Ulei de măsline, nu mai știu așa, rodii și multe și înțeleg, multe. Înțeleg, alimente sănătoase, toate, să spunem, da. Eu vă dați seama, am 170 de kg ca și greutate, deci tot, deci corpul meu nu elimină apa sub nicio formă, n-am. Oricum aș vrea să fac o mențiune, dragă Andreea, că am vorbit și cu doamna Aura Stoienescu, colega noastră din cadrul asociației și dorește să-i pună fetiței la dispoziție niște, cred că joculețe, dacă nu mă înșel, care să-i mai fac așa, să o implice în niște activități pentru vârsta ei și pe undeva să o scoată din această stare de disconfort în care aseară Andreea a spus, fetița, eu noaptea mă trezesc să-i dau apă și pastile la mama. Da.
Are 4 ani. Iată că la 4 ani este extrem de responsabilă. Cred că, na, da, greu pe 12 a septembrie 2020 a făcut 4 ani. Să fie sănătoasă. Mulțumim asta, și mai important. Am discutat și în cadrul asociației noastre, colegele au expus câteva variante deja, sprijinul nostru îl veți avea cu siguranță, pentru că noi am discutat despre ce urmează să facem. Ne dorim ca și cei de acasă, cei care ne urmăresc, să ne sprijină în acest demers. Pentru că, așa cum spuneam, pandemia ne împiedică să realizăm unele evenimente în urma cărora să reușim să colectăm fonduri așa cum eram noi obișnuiți și cum ne-am implicat în alte cazuri. Însă noi o să vă fim alături cu siguranță, o să încercăm să facem tot ceea ce putem pentru ca dumneavoastră să reușiți să ieșiți la pensie, pentru că, iată, vorbim de niște diagnostice care până la urmă modul în care evoluează chiar vă pot pune viața în pericol. Și este foarte important să aveți un venit stabil încât micuței să nu îi lipsească absolut nimic sau, bun, vorbim la modul abstract, să nu îi lipsească nimic, să aibă strictul necesar. Și nu sunt medicamentele să le aibă cât de puțin compensate și totul să fie o rețetă, pentru că nefiind asigurat, practic lipsește acest medic care să se ocupe, cel cardiologul de treaba dânsului, urologul de treaba dânsului, neavând aceste asigurări, practic lipsește medicamentele. Da. Aș vrea să vă întreb când a debutat această boală a dumneavoastră, acum câți ani? Ce vreau să vă zic, în 2017 am fost internat la noi aici, la Târgu Jiu, în spital, și atunci aveam în jur de 125 de kilograme. N-am crescut foarte, deci, până prin, să zic așa, în 2018 a fost punctul culminant în care, sub nicio formă, nu mai am putut controla corpul datorită stresului prin care am trecut atunci cu fetița în septembrie. În februarie am operat-o pe soție și am dat și de acea problemă cu acel rezultat la biopsie și vă dați seama ce să mai pleci departe de casă să încerci să-ți ajuți cât de cât familia. Acolo nu era chiar așa ușor. Lucrează la diferite temperaturi, fugi la nu știu cât timp, ai o pauză de 20 de minute, transpirat, bei o gură de apă sau o gură de cafea și pleci înapoi la lucru, că în alea 20 de minute trebuie să te schimbi de mănuși, de ce aveam echipament, trebuia să te întorci înapoi. Și iar la fel, ud cu halatul pe mine și aia. Ce să vă zic? Posibil să am și un azm, că chiar mă sufoc sub orice critică. Și în mașină când intru, deci dacă merg acum un metru, simt nevoia că mă sufoc. Bun, având în vedere că nu aveți un diagnostic în acest sens, n-are rost să discutăm despre un posibil astm, dar vorbim acum de diagnosticele pe care le aveți. Și obezitatea pune cea mai mare problemă. Da, am, deci asta da? Este în documentație. Hai. Bun. Deci, practic, trebuie un medic de specialitate, făcute niște investigații pentru a fi confirmate anumite, mă rog, diagnosticul care trebuie să fie stabilit și în urma acestui diagnostic văzut ce trebuie făcut pe viitor. Pentru că, după cum spuneați dumneavoastră, când ați plecat în Germania, deja boala debutase, numai că dumneavoastră nu ați luat-o, nu i-ați dat importanță foarte mult și ducându-vă acolo, stresul și disconfortul pe care l-ați făcut, l-ați avut, a accentuat această boală. Practic, neavând medicul, nici nu știm exact, cu exactitate, despre ce e vorba. Știm că a fost făcută o intervenție renală. Da, am fost la Târgu Mureș, că am avut probleme cu o piatră de 3,5. Deci 3,5 milimetri. Și asta e. 35 de milimetri, adică 3 centimetri jumate. La care am fost operat prin ureteroscopie și atât. De atunci, asta a fost în 2009, practic perinichiul stâng, dintre care mi-a zis că s-ar putea să fost și un pic afectat datorită acelei pietri și zicea că posibil să preluieze mai greu dreptul
funcțiile și celui stâng sau ceva din nou, acum nu știu. Noi vă dorim putere să treceți prin toate. V-am spus și mai devreme că din partea Asociației Uniunea Femeilor din Gorj veți găsi mereu sprijin, mai ales că vorbim despre această minune de fetiță pe care noi chiar dorim să o ajutăm. Să fiți puternic pentru cea mică, în primul rând, pentru soție, pentru că și ea are nevoie de sprijin. Și vom încerca să contactăm și noi diverse cadre medicale. Poate cumva ne pot ajuta să vă reconfirmați aceste diagnostice, încât să puteți să fiți pensionat pe caz de boală. Nu plecați, pentru că în a doua parte a emisiunii discutăm cu un reprezentant din cadrul primăriei orașului Târgu Cărbunești.